Bună ziua, dragilor, și bun găsit la Întâlnirea cu Proful online. Iată, ne apucăm repede de treabă. Ștefania, tu pregătești deja egheșițile. Clasa a 5-a. Da, tema pentru asta este clasa a 5-a. Începem discuția. Bună ziua! Te rog, Cristina, te rog. Poftim. Noi ne apucăm de treabă și facem tema lui ei întâi și după aceea am venit și la tine, da? Te rog, Ștefania. Am dat suma a 3 numere naturale care au produsul egal cu 6. Analizați toate cazurile. Deci, să aflăm suma a 3 numere naturale, S egal cu A plus B plus C, știind că A ori B ori C egal cu 6. Da? Știind că A ori B ori C egal cu 6. Să aflăm suma în toate cazurile posibile. La înmulțire. Da, ne gândim ce numere înmulțite se facă 6. 2 ori 1 ori 3. Deci 2 ori 1 ori 3. Cu alte cuvinte, o să spunem cazul întâi. Cazul întâi. Anume, A egal cu, ai spus tu, cu A egal cu 1, B egal cu 2 și C egal cu 3. Are rost să le mai schimbăm ca ordine? Facem A plus B plus C. Ori adunarea este asociativă și comutativă, deci nu are rost să zicem B-ul 2 și A-ul 1. Adică asta nu mai prezintă interes. Acum, în cazul ăsta, cât este S? Este egal cu suma lor. 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3 și face cât? 6, da? Mai departe, să vedem în alte situații. Cazul 2. Cazul 2. O altă situație, ca să la mulțire să obținem 6. Plus 3 plus 0. Da, dacă mulțirea nu face. Da. Nu mă face 6 dacă vă gândim pe 0. 3 plus 3 plus... Nu. Mulțirea se facă 6, de acolo plecăm. Oricât se facă 6 și pe urmă le adunăm. 1 ori 6 ori 1. Așa, 1 ori 6 ori 1, da? 2 de 1 și ori 6. Deci A egal cu 1, B egal tot cu 1. Și C egal cu 6. Și atunci suma în condițiile astea este 1 plus 6 și este egal cu 8. Ia să vedem dacă mai descoperim un caz. Ce numere mulțite să facă 6? 3 numere mulțite să facă 6. Deci 1 ori 2 ori 3 a fost, 1 ori 1 ori 6 a fost. Schimbarea pozițiilor nu ne interesează, că adunarea tot același lucru aș face. Păi, nu știu dacă mai găsim. Voi mai găsiți unul, că eu nu mai găsesc acum. Nu mai vine în minte nicio variantă. Autorul ne-a spus, deci toate variantele se le luați în calcul. Le-am luat, două au fost. Cazul 1 și cazul 2. Terminat. Nu văd altceva să fac. Dar mergem mai departe, a fost exercițiul numărul 1. 2. Ce spun la 2? În câte zerouri se termină produsul primelor 30 de numere nenule? Deci, în câte zerouri se termină produsul primelor 30 numere. Nenumere. Așa, adică să nu începem cu 0. Da, 30 de numere diferite de 0. Adică e vorba să începe cu 1, ori 2, ori 3, ori 4, ori 5, ori 9, ori 10, o dată, nu? Ori 10, apoi ori 11, ori 12, și mai departe, ori 20, 12, ori 13, ori 14, ori 15, și puncte, puncte, ori 20. Apoi, ori 21, ori 22, și așa mai departe, nu, se scrie pe 22, 23, ori 24, ori 25, și puncte, puncte, ori 30. Este un număr foarte mare, foarte mare, dar câte zerouri ne întreabă la are la sfârșit. Deci aici sunt puncte, puncte în numerele, și întrebarea câte zerouri se pun la mulțirea asta. Te gândești, da? Din cauza 10, acestui 10, încă un 20, care e altfel 10, și mai este aici 30. Deci ar fi minim 3. Întrebarea este, oare sunt mai multe? Mai pot să apară zerouri din altă parte? Că 3 l-am văzut. Adică, dintre cine și cine poate să apară zeroul la mulțime? No. 10. 90 e 0 acela. Deci 10-le odată. 0 de acolo vine. De atunci mai poate să apară 0. Cât ori cât se fac 10? 5 ori 2. 5 ori 2? Deci 5 ori 2, uite, încă un 10 aici. Deci încă un 0 îl punem. Încă un 0, de acord? Apoi, mai găsiți voi vreo variantă? 31. Păi 31, 30 e 0 deja pusă odată, pusă la socoteală. 5 ori 2 a fost foarte deșteaptă chestia. Dar dacă mai găsim din altă parte vreun zero. Partea aici numai 2 ori 5, ori nu putea să fie și 4 ori 5, putea să fie. Da. Important să fi fost, în 10. 4 ori 5, 20. Deci încă 0. Ori 2 ori 5, ori 4 ori 5. Da. Uitați-vă până la capăt. Mai vedeți voi vreo echipaj care să mai furnizeze un 0? Tu cum a fost așa 4 ori 5? Dacă mai vedem ceva. Hai, că se vede. Încercăm să facem efort. Să constatăm dacă mai este sau nu. I-am înțeles 14 ori 25 ori 2. 25 ori 2? Care pe 5 ăsta? Da. Dar și 24 ori 25. Și 24 ori 25. Dacă mulțiți 24 ori 25, sigur mai obțineți aici un 0. Deci aici va fi ceva, un număr care are 0 aici, da? Da. Și unde mai vedeți încă o posibilitate de obțineți, să obțineți un 0? La 15 ori 2. Sigur că da. 15 ori 14. Da, ori 14. Da? Da? 15 ori 14. Din 9 ori 10. În concluzie, câte zerouri avem în total? 6. Eu cred că numai 6. Că 3 au fost. Da? S-am pus eu între timp 1. Deci 6 de toate. Că sunt cei 3 de 10, de aici, de aici, de aici. Și mai fiind 3 de 5, 5 ori 4, apoi 14 ori 15 sau 12 ori 15. Nu are importanță. Un multiplu par și cu un număr par și cu 5, cu 15 și cu 25. Deci în total 6 zerouri. Răspundem la problemă Așa va fi răspunsul. Puncte, 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 câte zerouri? 6 zerouri. Zerouri, da? Este un număr foarte mare, dar la sfârșit cu 6 zerouri. Ce a plăcut aici ochiului? Ștefania, ce ți-a plăcut ție aici? Trebuia să găsim... Cinciu cu un număr par, 5 cu 2, cu 4, cu 6, cu 8, la mulțire dă cu 10. Dacă mulțim pe 14 cu 15, dă un număr care la sfârșit cu un 0. Deci e multiplu de 10. Cu alte cuvinte, căutam multiplu de 10 obținut din 5 ori. 5 ori. Și 25, sigur că același lucru. Dar mai departe. În câte zerouri se termină produsul primelor 10 numere naturale? Dar aici am făcut 30, nu? Da. Și acum mă să ne oprim numai până la 10, da? Adică trebuie să vedem câte numere se termină 1, ori 2, mi se pare mai ușor asta. Da, 3, da. Ori 4, ori 5, ori 6, ori 7, ori 8, ori 9, ori 10. Va fi un număr tot așa lung, care va avea la sfârșit câte zerouri. 5 ori 2, 4 ori 5. Păi nu, și l-am ocupat pe 5. Da. 5 ori 2 sau 5 ori 4. Da. 2 zerouri. De la 10 veni de ei și că un zero de la 5 care își aduce contribuția. Deci va fi cu 2 zerouri. Corect. Ce? Ce? A fost A, B, și ce? Dar mi se pare ăsta B-ul a fost mai ușor decât... Da. Că dacă l-am făcut pe ăla, era banală să-l facem pe ăsta. Nu știu cu ce-o fi gândit autorul, dar nu-mi place de el. În câte zerouri se termină produsul primelor 25 de numere naturale nenori? În câte se termină produsul primelor 25 de numere, da? Da. Adică 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5 ori 9 ori 10, după aceea ori 11, ori 12, până ori primele 25, adică până aici trebuia să mă duc. Da. Da? Ia vedeți, le numărați acum. Ori 14, ori 15, ori 20, ori 21, ori 22, ori 23, ori 24, ori 25. Spuneți voi în câte se termină. E simplu acum. Tot 6. Tot 6? Mai analizăm. Să nu ne grăbim. 5 ori 2 avem un 0. Așa, 5 ori 2 aici este un 0. Sau 4 ori 5 ca să zic. Da, da. 0 după la 10, iar un 0. Așa, 2 ori 0 ori. 14 ori 5, 11, iar un 0. Da. La 20, iar un 0. Și la 24 ori 25. Câte zerouri? Câte am cuplat? Câte cuplaje? 5 cuplaje. Deci vom avea 0, 0, 0, 0, 0 de 5 ori. Iată răspunsul corect. Lipsește față de cel dinainte 30. Da? Din cele 6, unul lipsește. Iată numai 5. Altceva? Prea puțin. Nu-mi place. Hai să mai facem noi niște exerciții. Că ne ducem și... Ai multe exerciții? Eu nu, am 3 probleme cu A, B, C, D, E. Așa, 3 cu disturi în ele, nu? Da. Unde ai văzut o exerciție? Aici le-am văzut. Așa. Hai să mai facem câteva de antrenament, așa. Așa, avem. Ce spune aici? Că produsul celor cu 7 zerouri? De ce am greșit noi undeva? Zerorile și 6, nu? Zerorile unui produs apar de mulțirea cu 10 sau de la produsul factorilor 2 ori 5. Păi da. Și noi avem aici sau 2 ori 5. Corect. Avem 1, 2, 3. De obicei mai greșesc. O să poate să vedem și noi. Să vedem. Produsul primelor 30 de numeri naturale, nenumere, conține factorii 2, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25 și 30. Păi așa am văzut noi. Așa. Care se pot scrie ca un produs de factor 2 ori 5. Sau 2 sau 5 sau 2 și 5. Zerourile produselor provin din produsele. 2 ori 5. Da, am văzut. 4 ori 25. Da. 8 ori 15. Da. 10 și 20. Păi 1, 2, 3, 4, 5, 6 mincinoșilor. Avem deci un număr de 0 egal cu 1 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. De deci ce plus 2 acolo? 2, 4, 6 sunt. De ori și spus. Deci 2 ori 5, 4 ori 25, 8 ori 15, adică 5 că vrem. 10, 20 și 30. Deci 3 cu 3, deci nu 1 plus 2. 1 plus 1. Plus 1 plus 1 plus 1, da? De 6 ori. Bun. Produsul a două numere naturale este 120. Deci scrie, produsul a două numere naturale este 120. Determinați cele două numere, știind că ultima cifră a sumei celor două numere este egală cu 9. Deci, produsul la două numere naturale este 120. A ori B egal cu 120. Dar A și B nu sunt cifre. Sunt două numere. Poți să fie și din două cifre, da? Deci A ori B fac 120. Și spuneți așa, determinați cele două numere știind că ultima cifră a sumei celor două numere este 9. Deci dacă adunăm pe A plus B, A plus B este un număr în care ultima cifră este 9. Deci este un număr din două sau din trei cifre, nu știu ce să fac. Am putea face 120 minus 9, dar n-ar ieși cel din 3. Da, dar aici e produsul. Deci ne întrebăm cât oricât, care sunt variantele, cât să mulțim două numere și să facă 120. Ce două numere naturale înmulțite fac 120? 60 ori 60. 60 ori 60 fac mult. 3600 fac. 6 ori 6, 36 ori 20 ori 3600. Eu aș zice să le descompunem pe 120, să găsim toți divizorii. Da? Și pe urmă ne gândim la cuplajele de acolo. Deci 120 poate să fie 2 ori 60. Da? Fac 120. Care e cam mai departe? Cu 2 ori. 60 e 4 ori 15. 4 ori 15, de 4 ori câte 15, fac 60. Da, 60. De 2 ori câte 15 fac 30, iar 2 ori câte 15, 30, 30 cu 30 fac 60. Deci vine 2 ori 4 ori 15. L-am vrut pe 60. Da. Acum mai departe, pe 4 ori pot scrie ca 2 la a doua. Da. Deci face 2 la a doua ori 2 la a doua ori 2 de aici. Da. Deci 2 ori 2 la a doua. Cât face 2 ori 2 la 2? 2 la 3. 2 ori 2 cu? 2 ori 2 la 2. A, da. Dacă 2 la 4 face 2 la 2, se copiem 4 și adunăm exponenții. Face 2 la 3. Iar 15 ăsta, 15 poate să fie 3 ori, nu pot să spun aici, nu mă gândi 15, 3 ori 5. 3 ori 5. Dar autorul spunea să lăsăm două numere care mulțite. Adică 2 ori 3 se facă... Cam cât face 8? 2 la 3 face 8. Ori 15, să lăsăm așa. 8 ori 15. Dacă mulțim pe 8 cu 15, cât face? 120. Face 120, cât era de așteptat. Da. Deci, iată două numere înmulțite. Iar dacă le adunăm, ci că ultima cifră să fie cu 9. Păi, adică A egal cu 8 și B egal cu 8. Așa trebuie și dacă le adunăm, A egal cu 8 și B egal cu 15, da? Asta ar fi din ce am reușit noi. A egal cu 8 și B egal cu 15. Și să le adunăm, să vedem cât face. A plus B de aici, A plus B este egal cu 8 și cu 15, 20 și... cât vine? 23. Da, nu-i bine. 23 nu se termină cu 9. Noi aveam cu 9, deși îmi pare rău. Nu-i bine așa. Mergem mai departe, la altă variantă. Hai să scriem așa. 8 ori 3. Adică și 2 ori 3. 2 la 3 face 8. Ori 3, 24. Deci mai poate fi 24 ori 5. L-am luat din 15 pe 3 și l-am înmulțit. Deci, iată 24 ori 5. Ia îmi faceți 24 ori 5, fac 120, ce părere aveți? 24 ori 5. Da. Face, nu? Da. 4 ori 5, 20, 4 ori 5 ori 2, 10 și cu 2, 12. Da. Fac 120, cum era de așteptat, de acolo am plecat. Ia să vedem suma. Deci A o să fie asta. Iată o altă variantă. A egal cu 24, iar B egal cu 5. De aici A plus B cât face? Ia să vedem. A plus B egal cu 24 plus 5 și face 29. Ce părere aveți? E bine? Da. Că 24 plus 5 egal cu 29. Da. E bine! Că aveam nevoie ca ultima cifră să fie 9. Hai să mai analizăm problema. Unde vi s-a părut interesantă? Vreau să scrieți. Așa. La 120 să-l descompunem și pe urmă să jucăm descompunerea, divizoria și este să jucăm, așa fel încât să ne dea două numere, practic. Și noi am găsit o primă variantă 8 ori 15 și nu ne-a plăcut, că nu suma nu ne-a dat așa cum ne-a spus autorul. Și când am luat-o și varianta 24 ori 5, asta a fost cea care ne-a mulțumit. Așadar, toată povestea, așa cum ai spus tu, Ștefania, a constat în aceea că trebuia să vedem descompunerea, să vedem pe 120 ca un produs din factori. Da? Și pe urmă, de acolo să alegem pe cea care ne convine. Cum credeți că a făcut autorul ghișitul ăsta? Care a fost ideea lui? Cum credeți că a gândit el? Păi așa, văzut că sunt două variante. Da. Putem să luăm mai multe variante de descompunere. Noi aici am luat-o cu 8 și 15 și 24 și 5. Și ne-am oprit la 24 și 5 din motive precise, că ne-a convenit asta. Am avut selecția făcută de -a. Așa au făcut-o el și am văzut chestia asta și atunci au compus exercițiul pentru că el și-a spus. Ia să vedem, pe ei duce mintea că e vorba de descompunerea acolo și de scrierea un produs. Asta a testat el la noi. A fost și cifrele lipsă din următoarele înmulțiri. Iată, să scriu o înmulțire și să las loc. 4, 7, 2. Steluță, steluță. Deci aici trebuie gol, e neștiut. Și de desubt este 1, 4, 1, 6, 1, 14, 16, apoi 944, 944 și steluță, steluță. Adică aici trebuie să completăm. Hai să vedem cum ghicim numai la celălalt. Ce idee avem? Cred că sub 2 ar fi 3. Tu vezi 3 pe asta, da? Ia să vedem. Să vedem dacă cineva... De ce? Te rog, Ștefania, să nu mă abandonezi repede ideea. Să vedem dacă e bun 3-ul. Dar de ce te-ai gândit la 3? Nu este bun. De ce? Pentru că, deci 2 ori 3 face 6, dar 7 ori 3 nu face 1. Cum? 7 ori 3 nu face 21? 21, 1 și 2. Așa. 3 ori 4, 12 și cu 2, 14. E bun. Este excelent. Deci te-ai gândit foarte bine. Deci 3 este cel care merge. Dacă nu mergea, cum ai spus tu, la următoare și era altă cifră aici, atunci abandonam pe 3, da? Și căutam altul. Deci 3 este prima cifră. Și este perfect rezolvat. 3 ori 26, 3 ori 7, 21, 3 ori 4, 12 și cu 2, 14. Acum, cât să punem de desubt la următoarea steluță? 2. 2, tu spui, da? 2 ori 2, 4, 2 ori 7, 14. Și nu reținem, 4 ori 2, 8 și nu reținem 9. Perfect! Perfect! Iată că v-ați împărțit. Una au spus o cifră și altă cifră, dar ați avut voi grijă ca să nu vă certați. Și acum e simplu adunare aici, da? 6, 5, 8, și 10, da? Bun, hai să facem un altul. Sper să, acum, să nu mai fie chiar așa egalitate. 3, 6, 2, 3, 6, 2, steluță, steluță, linii de fracții, steluță, 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 apoi 8, 8-ul este aici, steluță, 3 și aici 4, steluță, 3, deci 4 steluțe, 3 și 2 steluțe. Da, noi n-am scris eu bine. Aha, așa, 2 steluțe aici, 3 tocmai încoace. Sigur nu, sigur nu vă mai certați acum. Da? Deci o să fie de lucru. Da, încă o chestie are noi. Din experiența de până acum, știm că trebuie să ne descurcăm. Deci asta este lucrul cel mai important. Mă credeți că nici eu nu știu să-l fac acum? Mă credeți? De la prima vedere? Sigur că da, ca și voiță, tot așa. Începe analiza. Dar am o chestie pe care trebuie să vă comunic. Tot timpul cred în mine. Eu știu că trebuie să o fac. E o chestie care se spune și seara și dimineața. Da, 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 da. E o chestie psihologică. Da. Da? Încrederea în tine este spectaculos de importantă. Foarte importantă. Și acum, eu trebuie să pun o cifră aici. De la 1 la 9, niciun caz 0. Niciun caz 0, că văd că aici se termină cu 4. Da? Deci ăsta e motivul. De la 1 până la 9. Da. Prima tentativă este tot 2, pentru că 2 ori 2 face 4, 4 ăsta a venit aici. Da. Da. Începem cu 2. Dacă nu o să meargă treaba, atunci o să mergem cu 4. Da. Deci, vedeți, de primă steluță am scăpat. Da. Și acum mulțim totul cu 2. 2 ori 2, 4, 2 ori 6, 12. Da? 12. 2 ori 3, 6 și cu 1, 7. Da? Am completat destul, au mai dispărut steluțele, asta e bine. Spuneți la prima steluță 4. 2 și cu 8. 2 și cu 8. La prima steluță. La prima steluță aici 4. Nu, dincolo. În ce jos? Aici, da? Așa, n-am pus-o. Da. 4. Să mai dispară stele. Să vedem stele invers. Și pe asta o putem rezolva, 2 și cu 8 fac 0. Nu? La adunarea asta. Da. Deci cu asta o facem cu 0. În momentul de față, 1 s-a dus aici. Eu subînțeles că în loc de 7 este cât acum? 8. Da. Da. Și zic, 8 și cu cine adunat? 8 și cu cine adunat să facă 13? 5. 8 și cu cine, nu? Adunat se dea 13. 13. 8 și cu cine? Adică din 13 scădem pe 8. Așa și face 5, da? Așadar aici ar trebui să fie 5. 5 ar trebui să fie. Adică aici, când înmulțim, 5 ori 2 se facă 8, 4 ori 2 se facă 8, nu? 4 ori 6, 24, 24 și nu-mi place. Deci nu merge jocul ăsta. Atunci cu 4 n-am mers. Hai să mai avansăm. 5 ori 2, nu, nu-i bine. 5 ori 2 face 10, da? 6 ori 2, 12, dar nu face. 6 ori, cât 2 ori cât se facă cu 8 aici? 2 ori cât? 4. 2 ori 4 am văzut că nu merge. 2 ori 9. 9. 9. Wow. Bun. Și acum zic 9 ori 2, 18. 6 ori 9, 54. 55. Și cu 7. Cum? Deci 6 ori 9, 54, da? 54. Și cu 8 și cu 5. Nu, e 8, 8, 8. 54 Și nouă ne trebuia să fie 54. 54 și cu 8, cât vine? Nu-mi place aici, 54 și cu 8, 62. 62. 2 îl scriem. Nu, nu. Noi să zicem 6 ori 9, 54, nu? Așa ar trebui să zicem. Când facem mulțirea. 9 ori 2, 18. Așa. 6 ori 9, 54 și cu 1, 55. 5 și 5 păstrăm. Da, 5 păstrăm. Apoi 9 ori 3, 27. 7 și cu 5. 32. 32. Da. Așa. Ia să vedem acum dacă lucrurile merg bine. 7 și cu 5 și 13. 12. Și cu 1 de aici? 13. Da, da. Noi eram blocați acolo într-un local. 13. 5 cu 2, 7. 5 cu 2, 7 și cu 1, 8. Da, 8 îl punem. Și 3 îl coborăm. Iată că am completat toate steluțele. Da. Da? E perfect. Deci panta a fost așa. Aici cu 2 am simțit că îi trebuie urgent. Iar la 9 am ajuns pentru că încercasem noi 4. 4 ori 2 făcea 8. Dar nu sunt împiedicat de partea cealaltă. Și când am muncit. Am zis, 2 ori cât să fac cu 8 la sfârșit? 2 ori 9. Și atunci a fost perfect. Dați frumoase. Da. Interesante, da? Hai să facem. Încă altul. Iată, 4, 5, steluță, 6, steluță, 2, steluță. Deci 1, 4, 4, 144, 2 steluțe în față. Apoi 9, steluță, 7, steluță, apoi 13, steluță, 08, și tragem linie și e steluță, 6, un 7-8 steluță, steluță, la cele 2 steluțe cu 0, aici văd că e 9. Steluță, 9 steluță, steluță, 9 steluță, 6 steluță și 1. E frumos. Hai să vedem cum ne descurcăm. Cu ce începem? Cu ce începem? Cu 4. Începem cu crederea, nu? A, da. Da. Cu crederea în noi. Sigur că aici, pentru că 5 ori 6 se facă cu 4. 4. Deci o primă steluță o acoperim, nu? Da. Cu 4 aici. Că 6 ori 4, 24. Și ce apasă o acoperim jos? Acum, 6 ori 4, 24. 4 și 2 reține. 4 ori cât? Și adunat cu 4 ori 5 și adunat cu 2 se facă cu 4. Deci 4 ori 5 și adunat cu 2, că a rămas 2 aici, nu? Că am zis 4 ori 6, 24, 4 și 2. Și acum 4 ori cât și adunat cu 2 se facă 4. 4 ori 1. 4 ori 3 plus 2. 4 ori 3 fac 12 și cu 2? 14. Ia să facem noi așa. 4 ori 3. Punem aici 3. Ar fi o treabă deșteaptă dacă merge. 4 ori 3, 12. Și cu 2, 14. Și 1 rețin. 4, 5, 20 și cu 1, 21. Bun. Și 2 reținem. Așa. Și 4 ori 4, 16. Și cu 2, 16 și cu 2, 18. Punem 18 și am terminat cu steluța asta. Ha, ha, ha. 18. Da, puneți ceva. Ce-am greșit cu ea? Ah, nimic. E bine, da? Da. Așa. Acum încep cu 2. 2 ori 6, 12. Și faci treabă bună, că 2 și 4 fac 6. Deci e bun controlul. Deci 2 ori 6, 12, 2 și 1, 2 ori 3, 6 și 1, 7. Se lipește. Se lipește. 2 ori 3, 6 și 1, 7. 2 ori 5. 2 ori 5, 10. 0 și 1 reținem. 2 ori 4, 8 și 1, 9. Da? Iar se lipește foarte bine. Bun. Acum, toată povestea este să asta. Aici m-aș lipi, că 7 și cu o fac 15 și cu 1, 16, 6 și 1 îl păstrez, 1 și cu 8, 9. Bun până aici. Așa. Chestiunea este asta. Ce să pun aici încât să mulțesc și când adun aici să facă 1 și cu 9 cât face? 1 și cu 9, 10. Și cu cine să facă 6? 6. 10 și 6, 16. Dar cât ori, cine ori 6 să facă 6? 1. 1. 1. Da? 1 ori 6, 6. 1 ori 3, 3. Nu, dar trebuia să spun la 1. 1 ori 6, dar nu e adevărat. Minciună am spus. Că trebuie să iau de la capăt cu 1. 1 ori 6 să fac cu 8? Nu-i bine. Că 6 ori cât se facă cu 8? 6 ori cine mulțit se facă cu 8? 6 ori cât se facă ceva cu 8 la sfârșit? 6 ori 3. 6 ori 3. 6 ori 3. Deci punem 3 aici. Ia să vedem pe 3. Începem. 3 ori 6, 18. 8 și 1. 3 ori 3, 9 și 1, 10. Bună! Deșteaptă, 0 și 1. 3 ori 5, 15 și 1, 16. Ce aveam nevoie de 6. 1. 3 ori 4, 12 și 1, 13. Tot e perfect. Tot e perfect. 6 și 1, 10, 16, 3 și 1, 4 și 1. Am completat toate steluțele și am făcut și aici asta. A fost foarte tare, foarte frumos. Da. Povestea era cu 4 aici și ne-am dus bine pe 4 și 6 ori 4, 24 aici am mers și am completat. Dacă nu mergea cu 4, nu mai gândeam 6 ori cât se facă cu 4 la sfârșit? 6 ori 4, 6 ori 5, 30, 6 ori 6, 36, 6 ori 7, 42, 6 ori 48. Numai asta era. Da. Deci, vedeți? Din toate variantele, cu 4, numai asta este. Și știi, e foarte important că plecăm cu cineva hotărât la lucru. Da. Și atunci am reușit. Doiul l-am avut, numai că am copiat 2 ori 6. Și la 3 am hotărât iarăși, 3 ori cât să facă, 5 ori 6 să facă cu 8 aici. 6 ori cât să termine cu 8. 6 ori 3. Și acum am făcut înmulțirea și ne-a dat tot acum copiii. N-am intrat în contradicții cu ce era în datea autoră. Asta a fost emisiunea. Îmi plac așa emisiții frumoase, interesante. Ne mergem la altul. Așa. Un motociclist parcurge un traseu în 4 zile. Astfel, în prima zi, 17 km. Deci, motociclistul parcurge o anumită distanță. De la A la B. În prima zi, 17 km. Deci, prima zi face atât. 17 km. A doua zi, de două ori mai mulți kilometri decât în prima zi. 17 ori 2. A doua zi de 5 ori, pardon. A doua zi de 5 ori am citit. Deci, a doua zi face de 5 ori asta. 1, 2, 3, 4 și pe care îmi pare rău, dar trebuie să o iau mai mică pe asta de aici. Da? Ca să fie de 5 ori. Așa, 1, 2, 3, 4 și a 5-a bucată, da? De 5 ori mai mult. E ușor de văzut, deci 5 ori la 5 ori 7, 35 km. Nu ar fi mai ușor să calculăm direct? Sigur că da, am putea face. Să nu facem pe segmente. Să zice, am făcut-o? Pentru că nu am citit problema pe la capăt. Eu acum vreau să figurez ceva, să văd ce se întâmplă. Așa, a treia zi se întoarce 12 km. A treia zi se întoarce 12 km. Deci după ce parcurge 17 și cu de 5 ori le adunăm și apoi scădem 12. A treia zi merge înapoi, da? A treia zi merge așa înapoi. De unde o fi ajuns el? 12 km, da? Se întoarce înapoi 12 km. Iar la ultima zi parcurge de 3 ori mai mulți kilometri cât a parcurs a treia zi. Iar în ultima zi parcurge de 3 ori mai mulți kilometri decât a parcurs în a treia zi. Până a treia zi s-a întors. Da. Dar au parcurs 12. Da. Înseamnă că a patra zi va face câți kilometri în plus. Va face de 3 ori cât au făcut. Așa va face înainte 36. 36 de kilometri. Vreau să înțeleg problema, că nu mi-e clar. Deci, el în prima zi face cât? 17 km. Da. Apoi face de 5 ori. De 5 ori 17, ori 5 ori 7, 85 de km. Da, și scădem 12, adunăm 17. Și se întoarce înapoi 12. Scădem din 17 plus 85 minus 12. Deci din 85, nu? Da. Spuneți să scădem 85 minus 12 și egal cu 73 de kilometri. Adică 17 plus 73 direct. Deci, cum ai spus? Deci, adunăm 17 plus 85, din aceasta scadem. Deci 17 plus 85 trebuia să scădem. Da. N-am făcut adunarea asta, nu? Da. Asta e greșeală. Altfel, cum am scăzut 73, la 73 trebuie să adun pe 17 acum. Da. Deci plus 17 și egal cu cât face 90 de kilometri. Deci în primele 3 zile, fiindcă și-au amintit ceva și s-au întors înapoi, și-au amintit ceva și s-au întors înapoi 12 km, doar în loc să fi fost 85 cu 17, care însemna o distanță de 102 km, el se întoarce înapoi și au rămas numai 90 de km s-au depărtat de aici, da? Și în a patra zi face de 3 ori câte 12. Adică facem un 12, încă un 12, încă un 12. Deci adunăm 3 ori 12 la 90, da. Nu? Dacă da, e bine. Da, da. Deci să vedem. Deci el spune așa, că în prima zi face, cât face prima zi? 17 km. În a doua zi face distanța asta de 85 de km, da? Da. 85. Ei bine, 85 cu 17 ar însemna 102 km. De aici de când am plecat. Dar acum ce face? De aici, cum a ajuns el în momentul ăsta, se întoarce înapoi 12 km. Și deci, practic, mai rămân parcurși, cât se rămân? 90 de km. Și de acum încolo face de 3 ori mai mulți, se întoarce înapoi și face 1, 2, 3. 3 ori 12, 36, da? 36. Și la 90 plus 36 ar fi cât? 90 plus 36, în final, 90 plus 36 este egal cu... Dar să vedem dacă se întoarce și merge tot înapoi. Aici eu n-am înțeles eu bine. Ia să citim. Un motociclist parcurge un traseu, în 4 zile. Astfel, în prima zi, 17 km. A doua zi, de 5 ori mai mulți decât în prima zi. A treia zi se întoarce 12 km, iar în ultima zi parcurge de 3 ori mai mulți kilometri decât a parcurs a treia zi. Determinați lungimea traseului. Da. Poftim. Salutare. Deci povestea este așa. Face asta. Citim cu atenție. Ori de câte ori avem... Eu acum nu știu dacă el se mai întoarce înapoi. O zic că se întoarce 12 km, dar când parcurge în continuare înapoi sau se duce înainte. Deci asta nu știu. De ce citim încă o dată. Un motociclist parcurge un traseu în 4 zile, astfel, în prima zi 17, a doua zi de 5 ori mai mulți kilometri decât în prima zi, adică 85 cu 17, știu câte în cele 3 zile, a treia zi se întoarce 12 km, așa, iar în ultima zi parcurge de 3 ori mai mulți kilometri decât a parcurs a treia zi. Determinați lungimea traseului. Am înțeles. O, ce frumoasă e problema. Hai să mă ajutați să o facem, să o înțelegem bine. Deci, el pleacă de la A în prima zi și ajunge în B. Câți kilometri au făcut aici? 17 km, da? Da. Prima zi. În a doua zi ajunge pe aici undeva. Ajunge în punctul acesta. A doua zi și face de aici până aici, face 85 km în a doua zi. Se duce înapoi 12 km. Și pe urmă se întoarce și își continuă drumul, făcând un drum, o lungime de dublu, de 3 ori mai mult decât s-a întors înapoi. Adică 12 ori 3. 12 ori 3. Da. Și ajunge în punctul B. Cât face? 36 de aici, nu? 36 de aici. Practic, el a treia zi pierde din distanță. Că ajunseseră până undeva în punctul ăsta A, B, C, hai să șterg punctul B, s-a întors înapoi, s-a dus până în D. Înseamnă că traseul ca lungime a rămas până în D. Fiindcă s-a întors înapoi. Da? Și până o ia tot înainte și ajunge în punctul A, B, C, D, E. Și atunci, care este distanța? Cât este de lung traseul? Asta ne întreabă autorul. Cât este de lung traseul? Câți kilometri are traseul? 143 de kilometri. Cum ai gândit? Păi am adunat 90 plus 36. 90 până unde sunt? Până în punctul D, nu? Că el a făcut până aici 85, dar au pierdut din 85 pe 12. Eu rămas 73. Și atunci 17 și cu 73, 90. 90 de km. Acum, la 90 punem 36 și face 100, 90 plus 36. 100. 100. 126, că e 90 plus 36. Că tu ai adunat, cred că, acest 36, nu știu la ce mi-ai adunat, la 100. La 90. Păi că ea mai adunat, cum vine? 90 cu 36, cum faci tu socoteala asta și ți-e 143, că dacă... Păi 0 plus 6, 0... A. Păi uite, facem în minte. Fii atentă. De la 90 până la 100 îți trebuie un 10. Da? De la 90 până la 100 îți trebuie un 10. Elei din 36 și mă 26. Și 100 și 26 nu fac 126? De ce să mai stăm acolo și să ne căzim? 126. Am spus de multe ori, trebuie să știm să apreciem rezultatul, să-l anticipăm. Să anticipăm rezultatul, că altfel există riscul să spunem și trăsnăi. Cum ai spus tu? Acum 90 și cu 36 fac 143. M-am speriat. Da? Deci nu e vorba așa ceva. Așa, cum o să redactăm? Cum o să zicem așa? A doua zi va fi 3 ori 17 și fac cât face? Nu, 5 ori 17. 5 ori 17 și face 85, da? 85 km. Din 85 scădem pe 12 în a treia zi. A treia zi 85 minus 12 și egal cu 72 km. Adică ne-au rămas doar A, B, D. Deci B, D, B, D egal cu cine? B, D este egal cu 72 km. Iar în prima zi este vorba de AB. AB egal cu 17 km. Și a patra zi înseamnă de 3 ori 12 și egal cu 36 km. Cine este a patra zi? D-E. Deci D-E este egal cu 36 km. Și acum o să adun pentru tot traseul AB din prima zi. Deci lungimea traseului, traseu, egală cu AB plus BD plus DE. DE. Și egal cu AB-ul care este cât e? Uitați-l, aveți 17. Plus BD. BD este 72. Și plus 36. Și egal cu 90 plus 36. Și egal cu 126 de kilometri. Răspunsul la problema aceasta este asta. Acesta este răspunsul. Deci este 126 km. Bun. Să vedem mai departe. Zicem așa. Într-o bibliotecă sunt 3 rafturi cu cărți. Primele 4 rafturi conțin câte 12 cărți de matematică. Iar ultimele 3 rafturi câte 15 cărți de literatură. Câte cărți sunt în bibliotecă? Deci, citim încă o dată. Cum spunem? O să oprim aici.